Haideți să vedem că au apărut niște întrebări, numai o secundă, imediat le voi... Mă bucură întrebările voastre, haideți să le luăm în ordine. Atmaji, chiar dacă poate părea ciudat ca să vorbești despre asta, poți vorbi despre tăcere și eu sunt... Păi tăcerea și eu sunt una, sau la ce te referi? Pentru că această tăcere sau faptul de a fi sunt unul și același. Când spun de eu sunt, la început este eu sunt cu cuvinte, cu gânduri. Dar Sri Maharaj, Sri Nisargadatta spune foarte profund, rămâi ca acest eu sunt până când el este fără gânduri, fără cuvinte. Este faptul tău de a fi. După care rămâi în acest eu sunt până ce și cel care rămâne pleacă. Și cel care rămâne este absorbit în eu sunt. Și atunci vei vedea că tu ești acest eu sunt, tu ești Dumnezeu manifestat, rămâi în el până și el trece dincolo. Și o să observi asta la un moment dat, cumva această, nu mai e nimeni care să observe, dar trebuie să folosesc cumva cuvintele, vei vedea că chiar și el în somnul profund dispare. Iar ceea ce rămâne este absolutul, este adevărata ta identitate, este supremul. Tăcerea și eu sunt una prin această mauna, cum este ea numită tăcerea în sanscrită, ea nu face, și în tradiția yoghină, ea nu face nimic altceva decât keep quiet, să rămâi tăcut. Pentru că în această tăcere faptul tău de a fi va rămâne. La început, în tăcere, cumva gândurile vin imediat să te invite la urgență, vin să străiești viața, vin o mai fă aia, mai fă aia, uite, dar nu știi, n-ar trebui să rămâi în tăcere, poate ar trebui să practici eu sunt. Și așa mai departe, cumva mintea va căuta o modalitate de a te agăța. Și tot ceea ce trebuie să faci este să observi. A observa în tăcere înseamnă a fi tăcerea, pentru că în tăcere se aprinde și se stinge absolut totul. Toate gândurile, senzațiile, stările, sentimentele. Corpul nostru răsare dimineața din această tăcere non-intențională pe care o suntem. Gândurile noastre și implicit gândul eu sunt acest corp apare tot din tăcere. Tăcerea este starea noastră naturală, este ceea ce noi suntem și firește, această tăcere, spuneam, sau faptul de a fi sunt una, nu sunt două. Deci, în esență, nu ai cum să vorbești despre tăcere și eu sunt, pentru că chiar și acest fapt de a fi sau eu sunt răsare sau este una cu tăcerea însăși. Nu este desprins de tăcere. Cătălin Manea îi spune liniște, Eckhart Tolle îi spune ființa, Muji, eu cât și Sri Nisargadatta uneori spunea prezență, Sri Nisargadatta spunea eu sunt, Sri Ramana eu sunt. Nu poate să fie diferit când privești pur și simplu o floare, am chiar acolo în fața mea, un trandafir japonez, am acești gingolei, aici gingo biloba, pur și simplu acest fapt al tăcerii vezi că îi îmbrățișează tot timpul. Nu merg nicăieri, nu simt nevoia să colinde lumea și totuși faptul lor de a fi este desăvârșit. Chiar și un țânțar bâzie în tăcere. În tăcerea ființării, tu recunoști adevărata ta ființă.
Pentru că această tăcere, draga mea, în esență, este de un deliciu suprem. Când recunoști acest eu sunt, care spunem că este una cu tăcerea, este chiar acea Svarupananda despre care vorbește Sri Nisargadatta sau beatitudinea ultimă. Chiar și această beatitudine vine un moment când se reîntoarce acasă în inima Supremului. În esență, a vorbi despre tăcere înseamnă a te invita la ea. A te invita să fii casa lui acasă, să fii ceea ce deja ești dintotdeauna. Chiar și acest gând, toate gândurile tale, tot ceea ce întreaga spiritualitate răsare și se manifestă, după care se resoarbe în tăcere. Și același lucru e valabil și cu umanitatea în esență. Lumea este doar un gând care se aprinde și se stinge în tăcere. De prea multe ori, așa cum spunea Buddha, acest gând este suferință. Pentru că, spuneam, înseamnă desprindere. Dar tăcerea nu e desprinsă de nimic. Ceea ce suntem noi este de o serenitate, de o tăcere, de o pace atât de adâncă, încât niciodată nu a cunoscut marginile formei. Așa îți dai seama dacă tăcerea ta dă roade sau nu. Dacă tăcerea ta sau acest eu sunt, în ea nu mai există nimeni care să fie tăcut. Pentru că dacă există cineva care să fie tăcut, atunci încă mai este un eu acolo. Dar în tăcerea adâncă, tu dispari și odată cu dispariția ta, formele tale dispar pentru totdeauna. Știi doar că nu sunt decât un vehicul al expresiei temporare de a fi. Nu sunt ceea ce ești tu, pentru că în esență nici acest eu sunt nu este ceea ce suntem noi. Prezența și tăcerea la un anumit nivel nu pot fi diferite. Prezența este Dumnezeul manifestat. Poți spune, dacă vrei, că tăcerea este elementul ultim sau vidul, transcendența absolută. Extinția completă, dar nu este acea extinție dureroasă sau plină de frică, ci este extinția eu-ului. A ceea ce credeam că sunt, a imaginilor mele despre mine, a falsului. Extinția falsului se produce în tăcerea ceea ce noi deja suntem. Te îmbrățișez cu drag.